Mie mi se pare imoral să nu te vaccinezi dacă nu ai, de exemplu, boli autoimune sau ceva care să nu te califice. Mi se pare imprudent, nu mai vorbim, dar mi se pare complet imoral. Și mi se pare cu atât mai bizar cu cât o grămadă de lume se declară creștină. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, începe cu o chestiune foarte simplă. Nu-l vătăma, nu-i fă rău, nu îl duce în boală și poate în moarte, chiar fără să știi, pentru că ești purtător, poate ești purtător asimptomatic. Deci mie mi s-ar fi părut cumplit, chiar dacă aș fi trăit într-o cazemată, într-o peșteră, mi s-ar fi părut cumplit ca eu să ies 5 minute și să aduc în peștera mea, unde mai erau câțiva membri ai familiei, boala asta. Deci, dacă dumneavoastră credeți în ea, dar am ajuns să credem sau să nu credem în boală, aproape mi. Deci asta e chestia cu cred sau nu cred, este o tâmpenie. Deci mi se pare, de ce vorbim aici? Ce este boala? Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos, Moise și, sau mă rog, spiritul de un anumit fel să crezi sau să nu crezi. Acestea sunt chestiuni de ordinul evidenței. Se bazează pe dovezi. Dovezile le poți accepta sau poți să nu le accepti. Dar nu poți să crezi sau să nu crezi în ele, că nu e vorba de niciun fel de religie în toată povestea asta, e vorba de știință. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.